că procesul de unificare a început de ani buni. A început poate a doua zi după declararea independenței Republicii Moldova, a început poate cu podul de flori de peste Prut, dar trebuiau și lucruri reale. Și dincolo de orice, în ultimii 10 ani, deci cam la 2 ani după ce mi-am început eu primul mandat de președinte al României, chiar am făcut pași importanți. Spre exemplu,